Bine ați venit la Stax TV, un nou material extra. De data asta suntem provocați, suntem aici la Automobile Bavaria, în Otopeni, și am fost provocați de către cei de la BMW Mobility. Am zis bine? N-am zis bine, nu? Bavaria Mobility. Nu, n-am zis bine. M-am mai dus să mă mai uit o dată. Ziceam că nu sunt obișnuit cu denumirile pentru că eu sunt sărac și nu închiriez mașini. Cert este că cei de la Bavaria Mobility, adică cei care se ocupă de vânzarea mașinilor ce au fost la rent, ne-au provocat și au zis: domne, oamenii susțin sus și tare în țara asta și așa, că mașinile de rent sunt niște mașini care au fost conduse de foarte mulți șoferi, alergate, știți cum e, ca mașina de firmă. Cea mai bună mașină e aia care nu e a ta, știi? Și pentru că în 39 de ani numele de Mihai nu m-a folosit la nimic și oamenii ne-au provocat, am zis că îl scot pe maestru Mihai, își ia și halatul și ce trebuie, îl bag în pâine și să verifice el cum sunt mașinile astea și să ne spună dacă chiar sunt așa țiple impecabile, cum zic domnii de la Bavaria Mobility. Nu rent, Mobility. Mobility vinde, rent închiriază. Clar, da? Hai să vă arăt. Maestru Mihai, să trăiți, să-l mânușițele. Bună ziua! Tovarăși, am venit, dați-mi clipboard-ul, vă rog, că mă apuc de ei, vorba aia, se vede că am venit cu el de acasă, bine că mi-ați dat și foi, mă apuc să notez greșelile. Acesta este un BMW seria 4 aici, după cum vedeți, este o mașină de închiriat, pe noi nu ne interesează atât de tare mașinile de închiriat, ne interesează cele care au fost la închiriat și vor fi spre revânzare, deci oricum n-am ce defecte să-i caut, că ea e urâtă din fabrică, cum ar zice mulți. Nu e cazul nostru, dar aici avem, de exemplu, o mașină care este de vânzare, este de vânzare și, după cum puteți uita, vine cu o culoare specială, are și sclipici, are și xiralic, scumpe, chestii scumpe, nu trebuie să știți ce fac, doar că sunt scumpe și este foarte frumoasă, domnule, arată foarte bine. Ce ne deranjează este că aceste ornamente cromate se pătează de la spălat, așa că sfatul meu propriu și personal și gratuit este, stai să-mi notez, ornamente, eu chiar scriu pe ăsta, știi ce zic? Ornamente pătate. Pătate. Da. Deci pentru aceste ornamente, sfatul meu propriu și personal este să le colantați în negru sau să le protejați cu nano d-alea, ca să nu se mai facă așa, sau când mergeți la spălătorie, îi spuneți spălătorului să nu vă dea cu soluție pe ele. Să spele mașina, dar pe alea nu. E boala lor. Aha! Țiplă și pe dedesubt! Da! Pentru că oamenii ăștia spun că mașinile astea sunt întreținute numai la reprezentanți. Adică, nu? Adică ei le închiriază, iar în momentul în care aceste mașini au nevoie de revizie, au nevoie că s-a ars un bec, au nevoie că s-au accidentat și trebuie reparate, mașinile se repară aici. Transparență totală. Ce să mai vrei de la vânzarea unei mașini? Sau merge mai departe, fii atent. Mai departe. Stau? Merge? Bun. Da. Și ziceam că mergem mai departe la un seria 5, care este și hibrid, pe care o să-l testăm și în mers, să vedem dacă troncă ne boncă, ne trage stânga-dreapta, cum ne povestesc băieții. Vă zic eu când trecem la filmarea din interior, despre poveștile de la Rent-A-Car. Vin echipate, Mariuse, cu anvelope de iarnă. Ce crezi? Nu cu all season. Așa? Au și steluță, dar nu mai vorbesc despre asta, că n-are rost. Asta e pentru că e neagră, sigur are câteva zgârieturi pe ea. Le putem vedea. Vorba aia, poți dau eu cu mâna pe ea și se zgârie, adică nu e pania, zgârieturi. Zgârieturi superficiale. Adică, fiind o mașină second hand, are urme de purtare, ca și hainele, vă dați seama. Dar cu toate astea, băiatul are bucanci ca ai mii? Hă? Are bocanci ca ai mei? În sfârșit. Deci, spuneam că dacă sunt oameni care își doresc să cumpere mașini second hand noi, luați mașini noi, nu second hand. Pentru că mașinile second hand
au urme de folosire. Eu știu că la noi se uită numai oameni corecți care își cumpără numai anvelope noi, numai jante de firmă și ei când lovesc mașinile le aruncă și își cumpără altele noi. Eu știu asta, dar încercați să fiți mai îngăduitori, că nu totul este o teorie a conspirației, să nu zic altfel. Vom vorbi iarăși mai pe larg în momentul în care ne mutăm în interior și vă povestesc mai multe lucruri, așa care vă dau lumea peste cap, incredibil, eu sunt șocat. Hai să vedem. Da, am uitat, mi-am adus aminte. Un alt argument foarte bun pentru care aceste mașini sunt ok de cumpărat este că oamenii ăștia nu le țin mai mult de 2 ani sau 60.000 de kilometri. Acum, în acest caz particular, la acest seria 5 hibrid, avem undeva la 90.000 de kilometri, pentru că această mașină a fost închiriată pe termen lung. O să vă explic și partea cu termen lung și cu de ce și ce fel, da? Când ne mutăm la interior. Curentează? Aș vrea să-i ridic capota. Și să vedem, să vedem cum arată. Nu uitați la BMW de 2 ori de clapetă, că nu mai avem siguranță aici, să știi, să căutăm siguranța de 2 ori de clapetă. Ca să deschidem capota motorului și nu curentează, e ok. Așa arată mașina aceasta la 90.000 de kilometri, care a fost o mașină închiriată pe termen lung. Și de ce spuneam de calitatea mașinilor de aici, spre revânzare, este că majoritatea clienților sunt clienți premium, majoritatea clienților au contracte pe termen lung, majoritatea clienților beneficiază, dar vă spun după aia că e mișto că poți fi cabrio, ești nebun, vara cabrio, iarna X5, unde ai mai pomenit? Hai să vedem și X5-ul ăsta ce defecte are, că ăsta am văzut eu, are niște zgârieturi. Poți să vii, Marus. Marus, vino puțin, te rog. Deci, mă băieți, vă învață Nea Mihai, tot gratis, tot de la Stax, tot așa. Fiți atenți, că vă și plac mașinile negre, ceea ce este imposibil de întreținut, dar fiți atenți. Când aveți zgârieturi de-astea superficiale, adică de-astea în care unghia nu se oprește, știi? Când treci tu peste zgârietura așa, Michael, nu se oprește unghia în zgârietură. Ce înseamnă când nu se oprește unghia în zgârietură? Da, înseamnă că iese la poliș. Dacă se simte la unghie, nu mai iese la poliș. Gratis. Gratis, mă, gratis. Bun. Hai să vedem. Ceva frumos. Negru cu negru. Foarte inspirați. Da. Miroase a piele, miroase a bogăție. Am mai simțit și eu pe la mașini că nu știu cum miroase bogăția. Dar asta este. Îmi place. O să mergem cu asta și cu asta. O să le conducem pe ambele, să vedem dacă bat roncăne și trag stânga-dreapta, că asta e problema. Ia uite, bă, Michelin cu steluță. Tot de iarnă. Incredibil. Premium. Asta înseamnă premium. Fii atent și fii atent ce mai au oamenii ăștia la rent. Că asta spuneam ca un serviciu despre care o să vorbim în episoadele următoare, în care poți să-ți închiriezi o mașină și să ai cabrio vara și X5 iarna. Sau cabrio o lună, seria 4 următoarea lună, după aia X5, după aia tot ce vrei tu. Forță, eu zic, e atât de simplu. Trebuie doar să accesați canalul nostru de la Stax ca să primiți tot timpul informații din astea care să vă facă mult mai cool în viața de zi cu zi. Drop the mic. Și acum niște tips and tricks de la Nea Mihai, maestru pe inginerie. Cum verifică, aș fi zis românii, dar nu e cazul, toată lumea o mașină second hand pentru achiziție. Joja! Unde-i Joja? Să văd Joja! N-are Joja, cum mai verific eu? Cum mai verific eu că n-are Joja? Gata, frate, mi-o plec în probă. Da! Cum știi cum verifică românii mașinile tot timpul? Orba e mașină să gândim. Merg cu ele în probă. Nu s-ar duce la un service autorizat. Merg ei, că știu ei.
merg toți cilindrii, frate. Nu troncări, nu bâncări, nu face, nu trece. Da, și să discutăm puțin ce v-am promis că discutăm despre partea de vânzare a mașinilor care au fost închiriate de către BMW Rent. Mă, treaba e simplă cu mașinile astea, pentru că, așa cum v-am spus, sunt cele mai transparente mașini pe care le puteți cumpăra. Adică, aceste mașini au fost cumpărate de la 0 km de către Automobile Bavaria, de la Automobile Bavaria și prin BMW Rent, timp de 2 ani de zile sau 60.000 de kilometri sau mai mulți kilometri, pentru că au, probabil au avut clienți care au închiriat pe termen lung, au închiriat aceste mașini și acum Bavaria Mobility le vinde. Toată lumea când cumpără o mașină second hand și-ar dori ca acea mașină second hand să fie nouă, nu? Și-ar dori ca acea mașină second hand să nu aibă niciun element revopsit și-ar dori ca acea mașină second hand să fie impecabilă. Chiar de la un pasionat care a băgat mai mulți bani decât face mașina și o vinde la jumătate de preț. Eu știu că toți ne dorim să facem cele mai bune afaceri din viața noastră, dar niște mașini second hand sunt niște mașini folosite care automat pot avea accidente. Accidente care nu înseamnă că au fost niște accidente care au pus în pericol integritatea sau siguranța mașinii. Au fost niște tamponări ușoare. Am revopsit o bară, am revopsit o aripă, am revopsit o ușă, portieră, cum vreți voi să-i spuneți. Asta nu înseamnă că mașina e de aruncat. Asta înseamnă că e o mașină care a suferit mici tamponări și a fost reparată așa cum se repară lucrurile corect pe lumea asta. Ce țin eu să afirm și să susțin sus și tare este că oamenii care câștigă bani din revânzarea mașinilor lovite și reparate câștigă bani doar prin excluderea unor elemente sau prin niște reparații neconforme. Dacă voi cumpărați niște mașini lovite și vă apucați să le reparați așa cum trebuie, vă garantez că nu o să vă convină marja de câștig rămas. Așa că sub nicio formă o reprezentanță vreodată va repara niște mașini ca să le vândă în profit sau chestii de genul ăsta. Nu, va repara mașinile pentru că asta se face cu mașinile când se lovesc, se repară. Și le va vinde cu un istoric transparent. Adică dacă o mașină a fost lovită și reparată la reprezentanță, eu vă garantez și eu răspund la ceea ce spun aici, că aceste mașini sunt reparate cu istoric și aceste mașini nu au reparații ascunse, pentru că nu există în programul de service de la reprezentanță să poți să repari niște mașini fără să le bagi în programul de service în care îți arată că mașina a fost reparată. Aș vrea să luăm și seria 5-ul hibrid la verificat. Să vedem dacă troncăne, boncăne. Ia, bate discurile, domne! Nu bate, domne, nici discurile, vorba aia. Ah! Ia, tăticule! Ia cinciarul! A pornit? A pornit? Nu s-aude nimic. Foarte frumos merge mașina asta. Fiind ea electrică, chiar dacă eu sunt împotrivă. Bine, ea nu e chiar electrică, este un plug-in hibrid care are un range real de 30 de km, adică încărcată full. Mașina asta, oh, oleu, nu mi-am pus centura, Doamne Dumnezeule, ce era să fac. Și spuneam că este excelentă pentru cei care nu fac mai mult de 30 de km de acasă până la birou, pentru că poți merge electric până acolo, elegant, te deranjează doar că vrei să deschizi geamul, produce motorașul un zgomot mai mare decât mașina, decât motorul mașinii, motorașul geamului electric. Și vreau să vă povestesc despre serviciul acesta de închiriat mașina iarna și vara și toamna, așa, ce mașină doriți voi. Există acest serviciu și tocmai de asta băieții de la Bavaria Mobility ne garantează că cei care folosesc mașinile din serviciu de rent sunt oameni cu bun simț, sunt oameni cu o situație financiară bună
Și atunci mașinile astea sunt folosite pe termen lung, ba chiar mai mult, oamenii își comandă și își configurează ei mașinile. Deci nu o să găsiți la partea de mobility, la partea de vânzare a mașinilor second hand, nu o să găsiți mașini, cum le spunem noi, chele. O să găsiți niște mașini cu foarte multe dotări, foarte bine echipate, pentru că în general clienții care apelează la acest serviciu sunt clienți premium. Nu-și bat joc de mașini. Mașinile sunt întreținute așa cum trebuie, pentru că sunt întreținute de către Automobile Bavaria, cu toate serviciile. Apune și motorul ei, domne. Bași piciorul în dâns, pornește și motorul ei. Acum eu, Nea Mihai de la Bărbulești, vorba aia, inginer care este, eu nu știu dacă așa trebuie să facă. Eu nu știu dacă așa trebuie să facă, dar vorba aia, cum noi ne pricepem la toate și le știm pe toate bine și frumos, că suntem niște băieți eleganți și extraordinari, putem să facem afirmații, știi? Domnule, vezi că trage dreapta, mi-ai dat o mașină. Astea sunt din experiențele băieților de aici, de la Rent, care ne spun, cel mai mult clienții ne sună și ne spun că mașina trage stânga sau dreapta, e ceva greșit, e ceva stricat la mașină. Doar că ei uită că aceste mașini sunt echipate cu lane assist și dacă cumva nu semnalizezi la schimbarea de bandă, aceasta se împotrivește un pic, pentru că vorba aia nu vrea să te lase să ieși de pe drum. Dar afirmațiile sunt, cum să spun eu, categorice când este vorba despre mașini și despre faptul că ele au un defect. Știi că așa suntem noi. Suntem convinși până când ne convinge cineva că nu e așa cum credem noi. Da, nu truncă, nu boncăne. Dacă auziți voi ceva, eu vă rog să-mi spuneți în clip. Sunt curios să-mi spuneți de experiențele voastre avute cu firmele de închiriat mașini. Dacă v-ați dus, v-ați închiriat un model de mașină și când ați ajuns acolo ați primit altceva. Se jură că la ei nu se întâmplă asta. Adică ei ne-au provocat și au zis, băi, veniți și luați mașinile. Eu știu că voi credeți că este un clip plătit și că facem reclamă și că nu avem, cum să zicem, lucruri de rău. Dar eu vă spun că m-am uitat la mașini și mașinile arată bine și merg bine. Cele două mașini. Acum vă dați seama că nu mă apucam să merg cu toate mașinile lor și să stau eu să verific, să trag eu de roți și să bag ranga la pivoți, să văd eu dacă au joc sau nu. Dar din această verificare și din hârtiile cu care această mașină vine, în care te asigură că acești kilometri sunt reali, sunt verificați, sunt reviziile făcute la reprezentanță și că toate reparațiile mașinii au fost făcute conform specificațiilor de așa natură, nu este nimic ascuns, totul este transparent. Prețurile le puteți vedea pe site, aveți în descrierea clipului site-ul unde puteți găsi aceste mașini de vânzare, aveți istoric de kilometri, aveți istoric de reparații, nu știu, mai mult de atât, nu știu ce poți să vrei la o mașină second hand. Așa că vă aștept în comentarii experiențele voastre cu firmele de închiriat, vă aștept în comentarii chiar și experiențele voastre cu mașini cumpărate de la firme de închiriat, experiențele voastre în ceea ce privește BMW și cel mai important, ce model de BMW ai vrea să închiriezi dacă ți-ai dori să închiriezi o mașină. Aceasta a fost verificarea. L-am adus pe maestru Mihai în acțiune și a făcut treaba, a notat, a văzut zgrieturi superficiale, chestii, lucruri, v-am învățat cu lacul, cu zgrietura, cu degetul, cu transparența, cu reparațiile, cu... Băi, băiatule, și v-am zis și de unde să vă închiriați mașini cabrio? Moca, v-am zis. De închiriat nu e moca, dar orice serviciu se plătește și, cum să spun eu, confortul costă bani. Nu e atât de simplu, dar dacă, repet, ați câștigat la Loto sau Teleuro Bingo Show sau cineva v-a scos din foame și vreți să apelați la un serviciu corect de închiriere, bineînțeles și la un preț corect, aveți aici tot ce vă trebuie. Sper că v-a plăcut, sper că a fost util. Vă aștept comentariile acolo să-mi spuneți experiențele voastre cu mașini închiriate. Chiar dacă nu v-a plăcut, dați share, like și subscribe să ne facem mari, să putem să închiriem și noi mașini scumpe. Din gama premium, nu scumpe.